Bună ziua! Bine ați venit la Consiliul din 14 mai 2023. Dăm citire domnului primar pentru a citi dispoziția de convocare a ședinței. Vreau să anunț că prezența este în felul următor, dintr-un total de 13 consilieri. Suntem prezenți doar 10, două cereri de învoire și domnul Petru, care a spus că o să ajungă cu autobuzul sau, dacă nu, o să vedem ce se va întâmpla până la finalul ședinței. Aveți cuvântul, domnul primar, pentru a citi dispoziția de convocare. Domnul președinte, consilier, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 178 din 9-11-2023 pentru convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Bâlsănut în data de 14 noiembrie 2023, ore de 16. În sala de la orele 16, la sediul primăriei Comunei Bâlsănești, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea pentru depunerea și implementarea proiectului cu titlul Instalații fotovoltaice Comuna Bâlsănești, județul Bacău. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivul de investiții cu titlul Instalații fotovoltaice Comuna Bâlsănești. Punctul numărul 3, diverse articolul de prevedere prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc. Da. Dacă sunteți de acord pentru ordinea de zi prezentată de domnul primar, cine este pentru? Unanimitate, proiectul de zi a fost aprobat. Aveți cu îndeplinire pentru a prezenta proiect de hotărâre de zi. Proiect de hotărâre pentru depunerea și implementarea proiectului cu titlul Instalații fotovoltaice Comuna Bâlsănești. Consiliul Local al Comunei Bâlsănești hotărăște. Articolul 1 se aprobă denumirea proiectului cu titlul Instalații fotovoltaice Comuna Bâlsănești în vederea finanțării acestuia în cadrul proiectului cheie surse regenerabile de energie și stocarea energiei din fondul pentru modernizare. 2. Se aprobă denumirea și implementarea proiectului cu titlul Instalații fotovoltaice Comuna Bâlsănești în vederea finanțării acestuia în cadrul proiectului cheie surse regenerabile de energie și stocarea energiei din fondul pentru modernizare sprijinirea instalațiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse de surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice. Articolul 2 se aprobă din bugetul Comunei Bâlsănești subfinanțare pentru asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului în cadrul obținerii finanțării conform anexei numărul care face parte integrantă în prezenta hotărârii. Se aprobă valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA, de 660.856,37 de lei, din care valoarea eligibilă în suma de 657.890,90 de lei, iar valoarea neeligibilă este de 2.965,48 de lei. Articolul 3 se aprobă cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți. Articolul 4 se aprobă angajamentul confinanțării proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielile altele decât cele eligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acesta ar putea rezulta din documentații tehnico-economice, la contactul de lucrări, dacă va fi cazul. Articolul 5. Primarul va trebui Comuna Bâlsănești prin compartiment din departamentul din cadrul aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire dispoziții prezente hotărâri. Articolul 6. Prezenta hotărârii se comunică. Primarul Comunei Bâlsănești, compartimentul departamentului din cadrul aparatului de specialitate, instituție prefectului de județul Bacău și se va aduce la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul primar. Dacă sunt ceva discuții? Vreau să spun că urmează ca pe acoperișul domeniului școala de Sănești, școala de Trești, școala Caraclu, să fie aceste panouri fotovoltaice care vor produce o cantitate de, după conform documentației destul de fezabilitate, să fie 1,22 MW pe parcursul unui an de zile. Această energie este utilă pentru, este utilizată doar pentru consumul propriu, însemnând iluminat public, consumurile proprii ale școlilor, ale primăriei. Nu putem fi folosi această energie ca să o distribuim în rețea pentru a obține beneficii de pe urmă. Deci este doar pentru utilizare energie proprie. Tocmai cheltuielile pentru acest obiectiv sunt eligibile. Noi probabil că vom suporta cheltuielile pentru avizare și așa, când va fi nevoie să facem documentația și avizele aferente acestui obiectiv de investiție. Ați spus că să leagă și iluminatul public de la ele? Da, noi vom produce o cantitate de energie care va fi. Deci noi vom ști. Da, la distribuția rețea am produs, acum, din 130 ceva, am produs, să zicem, 120 sau așa. Aia o dăm, am consumat 124, sau am consumat pe parcursul unui an 150. Da, din 130 care am
care am produs noi sau nu am produs noi, diferența vom plăti dacă avem nevoie, sau dacă nu, diferența la fincea care va fi mai considerată pentru noi și vom utiliza ca și plată, ca și plată pentru facturile ulterioare. Da. Dacă nu vrei să discuți, să spun la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. Aveți cuvântul pentru proiectul numai doar. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de rezultate a terenului obiectivului de investiții cu tip de instalații fotovoltaice Comuna Pârsănești. Consiliul Local al Comunei Pârsănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții instalații fotovoltaice Comuna Pârsănești potrivit anexei numărul 1 care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții instalații fotovoltaice Comuna Pârsănești prevăzut în anexa numărul 2, care face parte integrant în prezenta hotărâre. Se aprobă necesitatea dezvoltării proiectului și caracteristici tehnice prin compararea soluțiilor alternative mai detaliate în vederea asigurării alegerii soluții cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor prevăzut în anexa numărul 3, care face parte integrant în prezenta hotărâre. Articolul 4. Finanțarea obiectivului de investiții cu tip de instalații fotovoltaice în Comuna Pârsănești prevăzut în prezenta hotărâre se va face din cadrul apelului de proiecte sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum, pentru unități energetice din cadrul proiectului cheie surse regenerabile de energie și stocarea energiei din fondul pentru modernizare aprobat prin Ordinul Ministrului Energiei numărul 1431 din 1.11.2023. Articolul 5. Prezenta hotărârii. Se comunică prin intermediul secretarului general al Comunei în termenul prevăzut de lege. Primarul Comunei Pârsănești Zibacău, instituție, prefectul de Zibacău și se afișează la sediul instituției precum și pe pagina de internet. Mulțumesc! După cum știți, fiecare proiect pe care noi ducem spre finanțare are la bază studii de fezabilitate care ne spune mai multe lucruri despre caracteristicile pe care le va avea proiectul fotovoltaic. Din punct de vedere de impactul de mediu, condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească, scenariile care sunt posibile. De regulă, sunt fiecare articol studiu, sunt două scenarii posibile. Noi avem două situații când este prinsă și primăria ca și spațiul de depozitare a nouălor și al doilea scenariu este fără primărie. Unul dintre scenarii are valoare, scenariul 1 este cel agreat și care face obiectul devizului general al prezentului studiu de fezabilitate. Și cel de-al doilea are valoare mai mare, care a fost cel de-al doilea, are valoare mai mare cu câteva mii de lei. Este cel care a fost, care nu a făcut obiectul de bază al supunerii spre finanțare. Noi sperăm să sesiunea ar fi trebuit să se deschidă pe 15 noiembrie, dar într-o ultimă informație pe care am primit astăzi, este posibil ca ea să se fi transferat pentru începutul lunii decembrie, însemnând 6 decembrie, a spus consultantul. Deci, noi aveam toate documentele pregătite, singurele documente care trebuiau completate erau HMI-urile care urmează să le adoptăm astăzi și care trebuiau încărcate pe platformă și pentru a supune spre elaborare, spre evaluare și obținerea finanțării pentru acest proiect. Deci, cam asta au fost informațiile despre studiu, cam cazul a fost trimis și femei, dar cine l-a citit, ați văzut detaliile de acolo, de care pe timp și celelalte. Dacă aveți ceva întrebări, dacă nu supunem aprobării, studiul de fezabilitate în forma prezentată prin SPN. Cine este pentru? În unanimitate a fost aprobat și a doilea proiect erau gândit. Diverse. Dacă are cineva de ridicat de problema diverse, la diverse, eu vreau să vă spun un lucru. Am o bucurie foarte mare pentru că am început să lucrăm la cele patru fântâni care am avut prinsă prin HRU care a fost inițiat de Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Trei dintre ele sunt finalizate cu succes, adică la două de la ambele am găsit apă și chiar suficientă. Oamenii sunt foarte mulțumiți de lucrul ăsta. A treia am finalizat-o astăzi la dispensar, a patra urmează să o finalizăm la Glodosul. De-abia am reușit să facem platforma. Mâine urmează ca băieții să sape și la cealaltă fântână și să avem toate patru funcționari. La Glodosul o să vedem cum sunt lucrurile, că am făcut săpături inițiale și nu am găsit ca dincolo apă mai sus. Poate dacă vom merge mai jos, reușim să găsim și acolo apa. S-a derulat în procurare programul de distribuție apă potabilă, apă potabilă, apă menajere în cuburi și acolo unde n-a fost cuburi, pentru că, după cum știți, au aprobat un număr limitat de cuburi, cele 25 pe care le-am aprobat prin HCL. Am pus
unde a fost nevoie oamenilor care au suplimentat cu butoaie, cu bidoane, am făcut la tot la albe, la doi cetățeni care au avut nevoie, am făcut curățire de albe la Adam și din și Nicola la Hangam și așa. Hangam i-am pus în vase, la Adam i-am făcut în albie o acumulare. Deci am reușit în mare parte să rezolvăm problema deficienței de apă la nivelul comunității, care, probabil că, a rezolvat și problemele oamenilor care au avut în ultima perioadă. După cum ați văzut la Pesada Iminescu, se lucrează în continuare. Am reușit să facem în mare parte din lucrare. Noi se lucrează deja la șanțuri și la podurile, la pădețele de conectare. Așa. Așteptăm să ne aducă proiectul pentru drumul de la Albene, pentru ca să putem să demarăm, măcar până la sfârșitul anului, și proiectul cu drumul de la Albene. Este tot important pe care ne dorim, atât noi ca și conducerea OAT-ului, cât și comunitatea de la Albene, care așteptă de foarte mulți ani. Sperăm ca măcar anul ăsta să putem să mergem în continuare cu acel drum, trecând practic la faza practică de execuție a lucrării. Drumul de la Calea Onești, care este în colaborare cu Oneștiu și Consiliul Județean. Ar fi trebuit să înceapă și la după discuțiile avute cu antreprenorul cel care a câștigat licitația. Din discuțiile avute cu conducerea noastră de partid, am înțeles că și partea care ține de drumul de la, care a fost anudat la drumul județene, de la Helegiu până la conectarea cu Poiana, a fost făcută licitația și așa urmează să intre și acela în fază de execuție la începutul anului viitor. Deci sunt rezolvate două puncte vulnerabile și altele care sunt ale noastre. Cam astea au fost problemele care au fost, am vrut să le aducem la cunoștință și care, cu care noi ne preocupăm în ultima perioadă. Dacă mai e cineva care are ceva de discutat în legătură cu diversele probleme care le aveți, dacă nu, declarăm închisă ședința de astăzi. Vă mulțumim pentru participare și pe care.